aproximativ 4.000 de militari, 200 de mijloace tehnice și peste 50 de aeronave au participat la parada militară și peste 35.000 de români. Oameni de toate vârstele și mai ales părinți cu copii, unii îmbrăcați în costume populare, cu stegulețe sau drapele, au urmărit defilarea. Românii au uitat de frig și ninsoare și s-au bucurat din plin de spectacolul pregătit de forțele militare române. Ziua asta trebuie să fie cea mai frumoasă zi. Le doresc românilor multă sănătate, ce-și doresc să li se împlinească și să-și iubească țara așa cum o iubesc eu din toată inima. Cei mai bucuroși au fost copiii, fascinați de avioanele și elicopterele de luptă, dar și de tancuri sau de automobilele militare. Ce ți-ar plăcea să vezi astăzi? Avioanele. Avioanele și elicopterele? Da. Și militarii îți plac? Da. Ți-ar plăcea să fii militar când o să fii mare? Da. Ai fost și anul trecut sau e primul an? Am fost. Am vrut să fiu foarte patriotă astăzi și am adus tricolorul de acasă. Spune-mi ce le urezi românilor, așa îmbrăcat-o cum ești. Să fim mai buni, să avem mai mult bun simț, să nu mai fim răutăcioși, să ne ajutăm între noi. E foarte important. Să fim uniți. Pentru unii dintre participanți, parada a reprezentat un moment special. La mulți ani, România! Este o zi specială atât pentru români cât și pentru noi, familia noastră, deoarece astăzi vărul meu este la liceul militar și defilează la parada militară. Sunt foarte emoționată. E primul an al fiului meu când participă la paradă. Mulțumesc! Pentru că ați venit cu stăbulețe? Da, am venit pregătista. Alături de mine în platou, astăzi în zi de sărbătoare, invitații mei, dați-mi voie să vi prezint doamna Monica Tatoiu. Bună seara! Bună seara și la mulți ani, doamnă! La mulți ani. Și domnul general Eugen Crista, fost șef al securității lui Nicolae Ceaușescu. Bună seara, domnule Crista, bine ați venit la mulți ani! Și la mulți ani tuturor! La mulți ani! Stimați invitați, eu vă propun pentru început să uităm că suntem într-un platou de televiziune, să uităm de camerele din platou, de faptul că suntem în direct și să ne bucurăm de faptul că suntem împreună astăzi aici în acasă. Exact. Să și ne că imaginăm... nu a trebuit să emigrăm. Da, să ne imaginăm că suntem acasă, în living, adunați în jurul mesei și așa cum face tot românul, nu în zi de sărbătoare, să vorbim vrute și nevrute. Să vorbim despre ce s-a întâmplat astăzi, despre cum a fost, cum s-a simțit, câte puțin din toate, să nu fie cu supărare pentru nimeni și ce se mai întâmplă în plan social, dar și în plan politic, pentru că vedeți dumneavoastră de fiecare dată românul în zi de sărbătoare spune astăzi nu mai vorbim politică, dar până la urmă orice discuție la orice masă la fel se termină. Așadar, doamna Monica Tatoiu, îl așteptăm între timp, doamnelor și domnilor, am uitat să precizez și pe domnul Marius Marinescu, ni se va alătura în curând, fost senator și președinte al Federației pentru Protecția Animalelor. Doamna Tatoiu, așadar, cum a fost ziua de astăzi pentru dumneavoastră? Ce ați făcut? Cum ați întâmpinat ziua? Cum ați petrecut? Cum ați sărbătorit? Să specificăm. Sfântul Andrei, patronul României, se sărbătorește pe 30 octombrie. Deci, în noaptea de Sfântul Andrei se pune grâu care să ne spună cum va fi viața noastră. Pe 30 de Sfântul Andrei pregătim, punem drapelele, mergem și cumpărăm carnea de mititei și pe 1 decembrie este bradul nu are legătură cu Sfânta Sărbătoare a Crăciunului. Da, e mai mult o chestie comercială. Deci la noi în casă bradul este pregătit, drapelul, masa este cu fața de masă lucrată de bunica pe masa bunicilor mei. Bunicul meu a fost deținut la Poarta Albă, a fost deținut în perioada 50-62, da. Dar asta vreau să vă spun. Sentimentul ăla, astăzi când a cântat imnul României, dincolo de toate prostii. Deci
Eu sunt Radivoievici, româncă verde, Radivoievici, bunica Segedi, mama evreică, deci e... Dar ce știu eu din copilăria mea este când eram în jurul acelei mese, am dus-o greu, când cânta imnul României, mama moață, bunicul moț, bunica mea evreică, de la Brad. Și în momentul când cânta imnul național, și mama, tata a fost militar, medic militar, a fost medic militar la spitalul militar din București. Știți cum? Ce înveți alături de părinții tăi, în acele momente, care sunt când era meciul de fotbal, când jucau românii cu sârbii și știți cum e în familiile astea mixte. Ți se ridică părul și cât cânta Trei Culori sau cântă Deșteaptă-te Române, este imnul țării mele, e țara mea. Cât eu nu-i fi româncă decât 25%, dar țara ta este pământul din care rădăcinile tale au tras seva. Tu ești produsul acestui pământ și indiferent unde te duci și indiferent cât de departe ești de locurile astea, pământul te cheamă. Și asta simt. Vreau să vă povestesc ceva. Eram pe aeroportul din Madrid și era o doamnă care mătura acolo și a venit la mine și mi-a zis: Doamna Tatoie, ce bine îmi pare că vă... Mi-e atât de dor de țară. Era de 20 de ani acolo și strâng bani să vin acasă. Și așa cum îmi curg mie lacrimile acum, îi curgeau ei lacrimile. Deci oamenii care sunt plecați, majoritatea, cei care au fost crescuți din generația mea, tinerii nu sunt atât de legați de pământul ăsta. Bătrânii care muncesc acolo pentru familia lor, femeile care muncesc, fac munci grele, toate vor să vină acasă. Și obligația noastră, în anii care vin, este să-i aducem acasă, dar nu cu forța, nu cu promisiuni de șarte. Să facem ce fac polonezii acum. Știți că polonezii se întorc acasă? Noi trebuie să creăm o Românie care să-i facă să vină de bună voie, nu de nevoia pe care o va crea criza economică. Trebuie să fie un țărm în care să ancoreze oamenii care se întorc, să-și crească copiii și să ducă mai departe valorile care ne-au făcut pe noi ceea ce sunt. Nu cu vorbe mari, cu fapte. Asta e România. Domnule Eugen Crista, sunteți doamna, fost șef personal, da. O felicit pe doamna Tatoiu. Dumnezeu spune că 25% româncă, e 100% de modul cum gândești. Bravo, Dumnezeu, dacă am avea în felul acesta multe femei, și cred că sunt, ar fi sunt bine. Multe, doamne. În viața mea am fost 40 de ani de zile militar. Sunt absolvent al Școlii Navale de ofițer de marină militară, secția militară, deci, și absolvent al Academiei Navale, Facultatea de Navigație, Inginer de Marină. Astăzi am privit cu foarte multă atenție, cred eu și soția mea, am privit defilarea. E, așa sau mai bine zis, sunt momente înălțătoare. Când vezi militarii aceștia români, îmbrăcați adecvat, când îi vezi, când vezi și femeile prezente din ce în ce mai mult, și asta e o chestiune de transformare și socială adaptată la sistemul militar, când le vezi rujate, dar comandant de tank sau comandant de pluton de tancuri, întotdeauna m-am gândit ce se întâmplă în mintea acelor militari și a familiilor lor rămase acasă. Doamnă, e foarte greu, dar ei trec cu foarte multă mândrie să fie aviator pe un avion cu reacție, să mergi la 2000 de kilometri, la mii și mii de kilometri, la mii și mii de, așa de... La altitudine. La altitudine, da, altitudine. Să nu știi când te pot lovi
rachete sau o rachetă să te distrugă, dar tu urmărești un inamic pentru a-l doborâ, pentru ca să-ți apere patria. Este foarte greu ca să intri cei care nu cunosc, dar este bine să își facă o așa, să-și închipuie, sau cel din tank când îi pătrunde un proiectil performant și perforat de perforare în tank, și când se face o explozie și din el nu mai rămâne nimic și ceilalți care sunt în tank. Dar oamenii aceștia sunt prezenți. Ce să mai spun de cei din marină, unde sunt în mare, la distanță, în condiții deosebite, când asupra lor se abate o sâmbră asupra unei nave, nu una, ci multe rachete în același timp, când este un dezastru. Am avut ocazie să văd în viață, în cadrul demonstrațiilor făcute pentru ofițeri, ca să-și dea seama ce înseamnă numai o torpilă când lovește o navă. Doamna și doamna Tatoiu, e un dezastru. E ceva extraordinar. Dar oamenii aceia sunt la mitraliere, sunt la tunuri, la torpile, sunt mine, peste tot, cei care conduc, care e o situație psihologică extraordinară, care sunt, să o găsești la oamenii aceștia din marină și toți cei care au defilat astăzi. Bravo lor, sunt bărbați și femeile sunt de admirat de poziția care o au pe tancuri, în mașini, în fel de fel, așa, care îți dau încredere, da, în acești militari care... Dar trebuie să spunem ceva, vă rog. Domnul Cristian, vorbiți frumos despre ei. Obligația noastră, a celor care investesc, plătesc taxe și impozite, este să ne asigurăm că îi respectăm, că nu cad avioanele cu ei, că mor la datorie, nu mor din cauza unor investiții proaste. Obligația celor pe care îi alegem noi este să le ofere resursele să-și facă datoria. Dar în momentul în care tu le dai uniforme proaste, în momentul în care nu investești în tehnică militară, în momentul în care România la ora asta nu mai are industria de militară pe care a avut-o pe vremea lui Ceaușescu, și în momentul, deci, bun, eu nu pot să înțeleg, vorbim de 2% înzestrare armate, dar 2% înzestrare armate numai de afară? Domnul general, acum eu sunt o babă care își bagă nasul în cifre, da? Deci noi trebuie să asigurăm un minim de producție internă, care înseamnă locuri de muncă și independență. Ce se întâmplă cu industria militară de la noi? Că acum am văzut că au demolat, chiar dumneavoastră ați dat la televizor sau nu știu unde am văzut. Discutăm, da? Puțin, deci, mai... Deci e vorba despre faptul că avem oameni minunați, dar trebuie să-i oferi siguranță. Trebuie să, când el se urcă în avion, are 2 copii acasă, da? Și o nevastă care îl așteaptă, da? Tu, cel care îl urci în avionul ăla, tu trebuie să-i asiguri securitate. Câți au căzut cu migurile din cauza unor politici proaste de întreținere? N-am dreptate, domnul Cristian? Bă, da, aveți dreptate, doamnă. Eu sunt o babă, eu nu mă pricep la armată, dar eu mă uit la cifre. Păi, și pentru asta rușine. Vedem și o altă chestiune, doamne. Pentru ca să poți să faci asemenea situație, care dumneavoastră ați remarcat-o foarte bine, ministerul trebuie să aibă bani. Bani. Și oameni. Dacă oamenii formezi. Șefi. Bine pregătiți și onești și cu coloană de vertebrală și buni români. Da. Toate astea sunt legate de anumite situații. Poate din partea postului se gândește odată, și fac o mică paranteză, ca să se spună cum de s-a ajuns la falimentul de la Craiova, al cele mai frumoase, cele mai mari fabrici, uzine de locomotive, să intre cine anume n-a dorit ca locomotivele românești să fie cele mai importante
importante locomotive în tracțiune, în putere, în viteză și ca aspect din toată partea sa Europei, ca să poată să exporte în toată lumea. Și ajunge la o situație când o închis această uzină, 10.000 de oameni rămân pe de afară. Apropo, dumneavoastră spuneați că femeile acestea... Da, așa se întâmplă, dar noi am avut cel mai rapid tren din Europa. În zona Ardealului, da? Banatului, da? Deci noi am avut cel mai rapid tren în perioada lui Carl. Auziți, doamnă Tatoi, mergem mai aproape. În viața acum... mea, după ce am intrat, după ce am terminat liceul și am intrat la facultatea de drept, între timp, mi s-a oferit posibilitatea ca să intru în școala de posticială de impegați de mișcare. Am o autorizare din partea căilor ferate în domeniul comerțului și al căilor ferate. Am ieșit impegați de mișcare. Doamne, deci, autorizat în materie, prin mâna mea au trecut și trenuri speciale la rang de președinți de stat și trenuri rapide, trenuri și... Care era viteza trenului? Sunt două viteze, doamne, să confundă. Sunt două viteze. Viteza tehnică și viteza comercială. Viteza comercială este când pleci din București la Ploiești și oprești în toate stațiile și haltele și ajungi la 30 ceva de kilometri la oră, 35 de kilometri, că oprești, pornești. Un tren accelerat. Iar un tren accelerat e viteza aceasta, o luăm ca viteză tehnică. Cât era pe vremea lui Ceaușescu? Se ajungea la 110 km la oră viteză între București și Răila. Cât e acum, domnul Cristea? Păi, nu sunt bani, doamnă, sau proastă gestiune. Proastă gestiune. Păi sigur că da. A menține o cale ferată pentru viteză de mari viteze. Și nu ține de securitatea națională asta? Păi, depinde, da. Domnule Cristea, profit de prezența dumneavoastră aici, sunteți general fost șef al securității lui Nicolae Ceaușescu. Aș vrea să ne spuneți cum se simte ziua națională astăzi în libertate și cum era pe vremuri. Înțeleg că dumneavoastră erați cel care se ocupa de organizarea lucrurilor. Nu, de organizarea lucrurilor erau cei din protocol și ministere. Securitatea avea altă, cu totul altă problemă, în sensul ca să vegheze ca nu cumva această desfășurare să intervină diversi inși care să strice starea de spirit sau să acționeze în mod dușmanos pentru a curma o acțiune de desfășurare. Mă refer chiar la paradă militară sau la alte chestiuni. Asta s-a petrecut exact. În timp ce președintele statului român depunea o coroană în cinstea, în memoria tuturor soldaților și ofițerilor români căzuți pe diferite fronturi și în diferite războaie, depunea o coroană, să găsește cineva care să strige, să-l întrebe de nu știu ce, dacă știe... Mizerabil! Președintele... Omul ăla trebuie să-l văd, trebuie să plătească, că mâine mai văd vreo 10. Doamne, nu se poate face nimic. El e la ordinea publică, e chestiunea aceasta, intră în cadrul poliției de cunoaștere, dar și numai tangențial și la probleme de securitate a țării. Ce se întâmplă? Ei sunt obișnuiți ăștia cu strigătele lor, poate să vină și la poarta dumneavoastră să vă strige motive vecinii. O să plătească mult dacă vine la poarta mea. Nu veți face nimic pentru că vor veni și alții care să completeze. Problema este alta, e problema de educație. Mulți și-au dat seama de situație, au trecut peste așa ceva, pentru că nu e rezultatul unei acțiuni politice, ci rezultatul probabil unei boli sau alte chestiuni. Dar au fost filtre, am înțeles, că azi de dimineață, înainte de paradă, am înțeles că oamenii au fost verificați, că erau... Nu, doamnă, nu se poate face nimic, vă spun. Într-un mediu deschis, cu multă populație de mii de inși prezenți într-un anumit loc, în care ei vin și din țară, vin din diferite locuri, orice securitate ar fi, mă refer la organe de securitate care au forța informativă, nu pot să facă nimic. S-a întâmplat cu președintele Americii, cu Kennedy,
care a fost împușcat, da? A fost împușcat. Ori FBI-ul și celălaltă poliția secretă, unde au fost? Păi nu se poate controla o situație pe kilometri întregi cu locuri descoperite în care să fac, în sfârșit. E foarte greu. Pe problema aceasta îți trebuie din nou ajung la problema banilor care să fie versate în serviciile acestea de forță și indiferent cât ai băga în ele, este foarte greu ca să poți să ajungi să controlezi mai ales sub formă informativă, deci oamenii, întrucât de zeci de ani de zile se face o propagandă împotriva celor care sunt în sistemul de colaboratori. Oamenii au rezerve în a mai spune ceva, a te duce. Sunt țări foarte multe, atât din Asia, cât și în Europa, care știu, au acasă, s-au băgat în telefon numărul securității sau al poliției și anunță pe, a văzut ceva foarte... Da, care... așa e în Elveția. Dar nu numai acolo, și în Italia. În Elveția este în foarte bine parte. Pusă la punct treaba da, asta. Adică anunță organul de specialitate, nu-l lași câine sur la vânătoare să colinde ăla, ci el primește informații și intervine prin forțele pe care le are. Dacă vrei să faci ceva, dacă nu, mergem înainte. Societatea civilă trebuie să fie, să înțeleagă. Una a fost pe vremea lui Ceaușescu, că era cu... că îți povesteai că vecinul nu știu ce a făcut și îl dădeai în gât și formă asta înseamnă... Nu, aici e vorba. Uitați-vă ce s-a întâmplat la Londra, pe podul Londrei, da? Da? După două ore a fost la Haga. Se apropie de noi. Deci trebuie să înțelegem. Tanti aia bătrână care stă la geam, la intrarea în bloc și care știe cine intră, cine iese, cine e iubita lui nu știu care, cine n-a plătit taxa. Este foarte important. Nu este foarte o rușine. Utilă. Este foarte utilă. Este foarte util sectoristul. Noi am avut până acum 5 ani, nu știu câți sectoriști care cunoșteau familie, știau cine s-a mutat. Acum sunt 2 sectoriști în tot sectorul ăla din aviație. Pentru că sunt plătiți proză. Și nu au redus posturile. Au redus posturile. Să-i dai 1500 de lei unui subofițer de la poliție. Desfințăm poliția locală și facem mai mulți sectoriști, că poliția locală ce face? Afaceri nu-i dai voie să facă. Comerț nu-i dai voie să facă. Alte lucruri nu-i dai voie să facă. Și ăla rămâne în pensie, în salariul lui pe care îl soldă așa și ca să hrănească 2 copii și pentru care 2 sau 3 copii acasă și 1500 de lei, 1700, acum așa nici nevasta nu poate să... Nu are, doamne, nu ia mărinii. Dar trebuie făcut doamne, ceva doamne, pentru siguranța doamne, noastră. Și încă eu ceva. Vă rog. Aveam de făcut o comparație cu ce a fost înainte, parada de înainte și parada da, de acum. Vă rog. Dacă îmi permiteți dumneavoastră, domnule. Vă rog. Doamne, în ultimii ani al lui Nicolae Ceaușescu s-a făcut parada din 1989. Wow. Atât. Restul erau numai defilări. Nu defilări, pe stadionul 23 august, așa, niște manifestații ale tineretului, ale diferite coruri, diferite așa, manifestații sportive. Erau plăcuțele. Erau plăcute, organizate, făcute cu mare parte cu militari, cu elevi, cu studenți, așa, în care era foarte plăcut, erau să și specializați. Nu știau cum să scăpăm, da. Domnul general. Deci ne luam, bărbatul meu și-a făcut o legitimație că e agorafob ca să nu se ducă acolo. Ne duceam la schi. Ne duceam în vara la mare în perioada aia. Da. Depinde de felul cum se vede. Eu știu cine erau și participanții, doamne. Participanții nu erau pe stradă, erau aduși. Știu, erau aduși din întreprinderi, din școli, din astea și te duceai 3 luni de zile. Ce s-a întâmplat? România s-a aflat. Dacă aveai... Nu, domnul general, haideți, că, da, că să-i mai distrăm pe oameni. Deci, dacă aveai barbă, nu aveai voie, da? Dacă, vă spun eu cum era la noi la școală, când ne alergea, ăia, femeile care aveau sânii mari, nu le aveau, nu le erau băgate în față. Deci, ăia care... Și ca să ai barbă... Haideți să... că aud... Dacă vă spun că așa era la noi la școală... Au ceva care n-am știut.
știut până acum. Deci dacă aveai barbă n-am și sânii mari, nu era bine. N-am știut, doamnă, până nu acum. Te dă băga acolo. Da, erau tot felul de criterii da, care bărbatul meu l-au mai arată și a lăsat barbă și când l-au pus să-și ce face cu Valentin? Când a venit din, de la Londra și era în România, avea și barbă, avea și părul mare. Dar Valentin era un băiat deștept al familiei Ceaușescu. Nu mai e. Drag Valentin. Dar îl știți și al lui Zir. Avea și el asemenea lucruri. Nu. Deci asta vreau să vă spun. Erau niște chestii... Îi oprea cineva? Auleu, bărbatul meu era grupă sindicală și eu n-am fost membru de parte. El era lucra pe platformă acolo, da? Care și platformă? Pe la ITC. La ITC. El a făcut simulatorul de navigație de la Constanța, ăla de avioane de la Brașov. Era pe partea de materie. Ei erau foarte bine plătiți și în fiecare 6 luni fugeau în străinătate. Și mi-a spus așa, zice, mi-am lăsat barbă. După ce m-au pus să-mi rad barba, și-a luat-o, și-a internat la spital și-a făcut un certificat că e agorafob. A stat internat vreo 3 luni și până nu l-a mai chemat că e agorafobia, înseamnă că te apucă nebunia când ești. Și asta a fost soluția și mulți au făcut așa, ca să scape. Haideți, domnul general, că așa era, nu le plăcea. Da, împotriva voinței mele, de-a modului de a crede, aș vrea ca să vă spun o chestiune. Era lângă noi aici, unde suntem, era Casa Venus de Mode, da? Da, puțin mai încolo așa. Da. Așa, și erau... cu doamna Zina Dumitrescu. Exact. Prezentatoarele erau atunci, nu era la modă, ceea ce este acum, erau puțin mai plinuțe, femeile foarte atrăgătoare, erau frumusețe ale pământului românesc. Așa era. Ce facem cu ele? Că aveau și sâni, aveau și forme. Dar aveau... nu depilau, domnul general. Care să defileze? Doamnele, nu defilau, alea că de pe podiu nu defilau la de-astea, la manifestări. Doamne, am a fost, scrie în cartea asta pe care v-am adus-o că doamna Elena Ceaușescu a dat ordin calea cu sânii mari să nu fie prezente acolo la defilare. Și asta e noutate pentru mine. Scrie așa. Aici. N-am știut-o până acum, o rețin. Da. Deci... Domnule Crista, fac o glumă, încep să am dubii că ați fost șeful securității. Să știți că întotdeauna ați rezolvat problemele pe vremea lui Ceaușescu cu portarul, cu ăla care era secretarul, niciodată cu șeful. Șefii erau protejați. Șefii se ocupau de lucrurile mari. De lucrurile mici se ocupau ăia de la bază. Probabil da. Că din cauza asta a pățit-o Ceaușescu. Că nu i-a controlat pe ăia de la bază. Da. Nu, mie îmi place să... Suntem duminică seara. Nu, vă admire, nu numai acum, vă admire întotdeauna. Pentru nou de care ne aduceți. Însă nu se prea potrivesc cu ceea ce am știut. Probabil că n-am fost eu informat cu trebuie. Erați prea sus, domnul general. Așa. Și atunci, doamne, la o prezentare, cum a fost astăzi, o defilare a armatei, trebuie să mai vii și cu armament și cu mașini, cu tancuri, care să corespundă anilor în care te afli. Ori România nu mai avea lucrul acesta. În perioada după 1980 până către 89, România s-a găsit sufocurile, mai ales după 85, atât ale, mai ales ale Moscovei, așa, cât și era îndepărtat Ceaușescu de toate conducerile țărilor occidentale pentru poziția pe care încăpățânare de a rămâne comunist și a rămâne cu România în sistemul comunist. Este altă problemă în sistemul comunist, de independența lui politică pe care vrea ca să o facă, de să nu mai fie dependent de Moscova, ci să aibă o independență politică totală, adică în viziunea lui. Ceea ce l-a dus la cheie. Și atunci revin la problemă. Dacă nu ai tehnica de luptă corespunzătoare, nu ai o îmbrăcăminte a soldaților așa corespunzătoare, nu ai nici caschetele, măcar alea de oțel, ci păstrate după timpul războiului, al doilea război mondial, puțin modificate. Ești normal ca să ajungi la situația de mai bine nu mai fac parada militară, o fac odată la 5 ani, ca să nu mai prezint în fiecare an aceleași camioane, aceleași tunuri, aceleași
tancuri, aceleași mașini blindate, care nu se modificau. Păi, hai să luăm. Și problema cu Aro, mașinile Aro. Păi, eu m-am dus la începutul anilor, în 79-80, la securitatea asta prezențială și până când am plecat, erau aceleași mașini Aro cu care era dus președintele dintr-o parte într-alta. Mașini de luptă. Dar se repara ușor. Și nu era așa de scump. În fiecare noapte erau... Carul era o mașină da, bună, cum dați-mi spune, voie, domnilor, să-l prezentăm și pe domnul Marius Marinescu. Bună seara și la mulți ani, doamna Cer, scuze la mulți ani, nicio problemă. La mulți ani românilor, la mulți ani României. Ce faceți? Cum ați petrecut? Cum a fost ziua de astăzi? Cum ați sărbătorit? Doamnă, bine, ca întotdeauna... spune că ziua asta națională e ziua când îi unește pe români. Vedeți, astăzi, ziua națională trebuie să o analizăm din mai multe puncte de vedere, să-i comemorăm pe eroii noștri din primul război mondial, pe de-o parte, pe de altă parte să sărbătorim evenimentul ăsta de 1 decembrie 1918, să ne gândim la toți românii și așteptam ca președintele României să se refere și la românii noștri de peste hotare, din diasporă, care l-au votat, la românii din Basarabia, din Bucovina, din Valea Timocului și din Europa și de pe tot mapamondul n-a făcut lucrul ăsta. Noi ce sărbătorim acum? Ziua națională, da? Sărbătorim România Mare. Dar, din păcate, nu mai avem Basarabia, nu mai avem Bucovina, nu mai avem multe regiuni și mă așteptam ca președintele României să facă referire și la reîntregirea neamului și a teritoriului. În ăștia, vedeți dumneavoastră, 30 de ani, am văzut acte de corupție foarte multe. Sunt lideri politici condamnați, sunt demnitari condamnați, în special demnitari care au împărțit banul public, sunt alți condamnați pentru trădare de țară. Și ne aducem aminte, da? Pe de altă parte, s-a distrus tot și din cauza prostiei foarte multe, în afară de corupție și trădare, fiindcă sunt numiri politice în toate demnitățile publice și asta e o problemă extraordinar de mare. Mă așteptam ca președintele României să ne spună ce se întâmplă cu săracii noștri, că avem aproximativ 40% dintre români sunt foarte săraci, ce se întâmplă cu cei 4 milioane și ceva de români care sunt în diasporă, care l-au votat pe domnia sa și ar dori să se întoarcă dacă președintele României, care face parte din executiv, are un supraguvern, deci CSAT-ul, are vreo strategie și în sensul ăsta, ca acest român să vină în țară să aibă o... să poate să aibă un trai decent. Că vorbim de trai decent, vorbește Constituția și până la urmă președintele veghează și la respectarea Constituției și vedem că nu prea se întâmplă lucrul ăsta. Mă așteptam să dea mesaje și privind la siguranța cetățeanului, vedem ce se întâmplă în Caraca, vedem ce se întâmplă cu clanurile astea interlope care au speriat România și nu se ia nicio măsură, n-am văzut nicio strategie, știu eu, pasivă, să se mărească sancțiunile astea penale. Fostul premier a spus că o să le mărească. Dom'le, dacă e posibil, în 2014, când s-a schimbat codul penal, toate sancțiunile s-au micșorat. Că e vorba de viol, că e vorba de, știu eu, de trafic de persoane, de racurale de minori pentru acte sexuale. Atenție, numai la noi este o sancțiune extraordinar de mică în codul penal, conform articolului 222. Deci racolarea de minori în scopuri sexuale este o amendă, ca la circulație. Sau închisoare de la o lună la un an, dacă este recidivă. Dacă vă puteți închipui chestia asta. Și nu se face nimic. Pentru viol, 1 la 5 ani, pentru proxenetiv, 2 la 7 ani. Deci vedeți dumneavoastră, sancțiunile sunt foarte mici și mă așteptam ca domnul Klaus Iohannis să spună ceva. Vedem că pe clămparul, acest interlop, acest proxenet, care a fost condamnat în Spania la 20 de ani de pușcărie, în Franța la 18 ani, ai noștri l-au lăsat în pace. Bine că l-a adus Interpolul să-l bage la pușcărie. Nu se poate așa ceva. E cazul din Anglia, unde au fost exploatați copiii de niște grupuri care sunt în România. Ei a condamnat să suspendare de tribunalul de la Târgu Mureș. Da?
În Anglia au fost condamnați toți englezii care au participat la grupul ăla infracționar, ăștia n-au pățit nimic. Și vedeți cât sunt în libertate, domnule, când e vorba de violatori, ăștia ar trebui închiși pe viață, stați puțin, să muncească, nu poți să-i dai drumul, fiindcă el face același lucru. Din toate studiile făcute de specialiști au arătat că aproape toți violatorii, cum au ieșit din pușcărie, au făcut același lucru. Deci trebuie să vii cu niște, în situații excepționale, cu măsuri excepționale. N-am auzit nicio strategie de genul ăsta. Vedeți dumneavoastră, avem aici un mare profesionist, sunt onorat că sunt alături de domnul general Cristea, care știe mult mai multe decât toți noi toți la un loc. Deci, vedeți dumneavoastră, dacă până în 2016 un serviciu de informații se ocupa de o anchetă informativă privind clanurile interlope, grupurile de crimă organizată. E vorba de DP, a fost desființat și acum DICOT-ul, că am vorbit cu oameni de la DICOT, stau cu mâine stâns, zice, da, cu ofițerul judiciar, găsim ceva și ne duce la... Domnul Marinescu, doamna tată, vă puțin, dau dreptul la replică, însă după o scurtă pauză de publicitate, domnule Marinescu, doamnele, domnilor, revenim în doar 5 minuțele, când vedem și cum au petrecut românii din diaspora, ce mesaj au trimis celor de aici, de acasă. Revenim imediat. Pentru românii noștri din diaspora, evenimente speciale cu muzică, dans și voie bună au fost organizate în mai multe orașe de peste hotare. Haideți să vedem cum au sărbătorit românii departe de casă și revenim cu discuții. Pentru a-și mai alina dorul de casă, mai mulți români aflați la muncă în Marea Britanie au găsit un mod inedit de a sărba ziua națională. Cu un tricolor în mâini, românii au intonat imnul național, cu zâmbetele pe buze și emoții în glasuri. Tot în Marea Britanie, de data aceasta la Institutul Cultural Român din Londra, ziua de 1 decembrie a fost sărbătorită cu muzică, dans și voie bună. La manifestări a participat și Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii la București. Și românii din Nuremberg sărbătoresc ziua națională. Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Româno-German Dumitru Dorin Prunariu, din orașul german, românii anunță organizarea unei mega petreceri pentru românii care doresc ca în această zi să se simtă ca acasă. Organizatorii anunță o petrecere cu dans și voie bună și mâncare ca la mama acasă. Un eveniment similar a fost organizat și la Atena de Asociația Interculturală Româno-Elenă Dacia. Da, așa au sărbătorit românii noștri, plecați departe, plecați doar fizic pentru că sufletul l-a rămas aici în țară. Domnule Marinescu, da. Spuneați ceva mai devreme că președintele Iohannis nu a vorbit nimic despre diasporeni, dar în discursul pe care l-a ținut în această seară de la Palatul Cotroceni a spus, și dați-mi voie să citez ca să fie cuvintele exacte, unirea este sărbătoarea noastră a tuturor, indiferent de locul în care ne aflăm. Mi-aș dori ca românii care trăiesc astăzi în diferite zone ale globului să se reîntoarcă acasă, să găsească aici o Românie funcțională, o țară normală, care să le ofere șansa unui viitor mai bun și care să le asigure un nivel de trai decent. Și crede președintele că această viziune poate deveni într-o zi realitate și ține în primul rând de noi să o facem posibilă. Doamnă, crede dânsul, dar ce strategie are dânsul concretă pentru ca românii noștri din diasporă, care au plecat de foame, de sărăcie, până la urmă au plecat în surghiun, să vină înapoi în România? Că vedeți dumneavoastră, dânsul a mai fost președinte încă 5 ani de zile și n-a avut nicio strategie de securitate economică. Și vreau să vă spun dumneavoastră în premieră, că eu împreună cu domnul general Cristea și cu domnul general Mihai Mitran am făcut o analiză vis-a-vis de ce se întâmplă în momentul de față cu economia. Și avem aici un specialist în economie. Domnule, dacă în 2000, atenție, dacă în 2000 9, 33% din cifra de afaceri o dețineau companiile străine. Atenție, în 2015, 49% din cifra de afaceri
o dețineau tot companiile străine, acum am luat de la Registrul Comerțului toată evidența, în proporție de 68% din cifra de afaceri a tuturor companiilor o dețin companiile străine. Ce este periculos? O să vedeți un lucru. Periculos e faptul că și în domenii energetice companiile astea străine dețin monopolul. Vedeți dumneavoastră, să luăm în domeniul energetic. Păi al cui e Rompetrolul? Păi al cui este OMV-ul? Păi al cui este Enel-ul? Păi al cui este Distrigazul? Păi al cui este Apanova? Vedeți dumneavoastră, noi nu avem nici măcar acțiunea de aur cum ar fi normal, fiindcă toate marile companii, statele din care provin aceste companii, au acțiunea de aur. Ce înseamnă acțiunea de aur? S-o spune în România. Păi înseamnă că statul respectiv stabilește strategia. Dacă pleacă de aici, dau un exemplu, Enel-ul mâine, păi dacă ai tu acțiunea de aur, îi spui, domnule, pleacă tu, noi mergem mai departe. Dar ce-ți faci dacă se închide ăștia porțile? Și nu mai curent, nu mai aveți nici dumneavoastră curent, nici telespectatorii. Ce faci dacă închide Apanova? Uitați ce scandal este cu Apanova. Acum ne-am mărit factura. Politică la nivelul UE și se negociază, trebuie aprobare să vii. Îți trebuie aprobare, da, nu e chiar așa. Uite, fabrica aia de ciocolate, Schuchar, sau cum îi spune elvețiană, a închis într-o noapte. Nu e de interes. Nu e strategică, vă spuneam ca idee. A închis într-o noapte și au lăsat oamenii pe drumul și din Timișoara și din Brașov. Deci chiar dacă îți trebuie aprobare de la Uniunea Europeană, obțin aprobarea, fiindcă Uniunea Europeană nu se ține cu România, cum s-a văzut că nu ține până acum. Să nu ne aducem aminte cum domnul Cioloș era comisar și răspundea de agricultură, noi aveam $170 subvenția la hectar și francezii 340. Stați puțin, nu depinde de noi să obținem ce trebuie. Doamnă, depinde de noi. Depinde de cei care conduc România, doamnă. De cei pe care îi votăm. Nu depinde, doamnă, că indiferent pe cine votăm noi, cei pe care vor ei ies. Bun, și mai departe, vedeți dumneavoastră, în telecomunicații, prin telecomunicații, hai să vedem ce se întâmplă. Telecomunicațiile sunt în momentul de față ale grecilor și nemților. Softul, dacă puteți să ne gândim, al cui e softul? Păi vedem că este un domn care a vândut soft și la Ministerul de Interne, și la Securitate, și la Sănătate. Numește globalizare. Deci în loc ca companiile românești, există o strategie a președintului în CSAT. Dar nu-i treaba lui. Ba da, doamnă. Deci este treaba lui, fiindcă locurile astea țin de securitate națională, economică, doamnă. Deci CSAT-ul, doamnă, el coordonează politica externă. Stați, și serviciile și de securitate. Securitatea națională. Dar nu vorba partea și de economică. Nu, doamnă. Nu, tot ce înseamnă securitate națională și în sănătate e securitate națională. Dar vedeți, nu asta? E în fișa postului. Vă uitați, citeți mai bine atribuțiile CSAT-ului și ale președintelui și vedeți că găsiți securitate națională. Securitate națională, și vă spune un mare specialist, dar aici înseamnă și sănătatea. Da. Securitatea națională înseamnă și energia în țară, doamnă. Toate lucrurile astea și nu numai, chiar și învățământul înseamnă securitate. Tot ce ține de viața noastră. Ba da, doamnă, citiți mai bine. Domnule Marinescu, au fost multe schimbări în plan politic, multă agitație, cel puțin în ultima jumătate de an. Am avut europarlamentare, am avut moțiune de cenzură, s-a schimbat un guvern, a venit altul, ne-am ales președintele. Un guvern minoritar. Au fost multe schimbări, dar va fi și o schimbare spre ce ne îndreptăm și iau în calcul și mesajul pe care premierul Ludovic Orban îl dădea astăzi de Ziua Națională. Spunea că avem acum șansa reală să schimbăm lucrurile în bine și să nu irosim această șansă. Nu avem nicio șansă acum cu un guvern minoritar. Deci, ai un parlament. Parlamentul este number one la ora asta, în democrația românească. Președintele cu politica externă, cu serviciile, da? Ai parlamentul. Prin care trebuie guvernul să-și treacă toate deciziile, da? Ori tu ai un guvern minoritar și un parlament controlat de PSD și partenerii lor, plus minoritățile, da? Deci, orice va vrea să facă guvernul care nu convine UDMR-ului cu două tururi și toate astea, nu o să treacă. Dacă își asumă responsabilitatea, doamnă, o să-l pice. Nu o să-l pice acum, îl pice că în februarie. O să cheme serviciile la raport pe ăștia care au fost la putere. Care servicii? Alea fricționate? Uite așa sunt. Vă asigur eu, dacă ne vom întâlni peste 2-3 luni aici sau la altă televiziune, o să vedeți că Orban, cu ajutorul lui Iohannis și a serviciilor
și a parchetului și a parchetelor trece orice lege pe acolo fără probleme. Ne desfăcem, dar nu se vrea. Două dacă scoate niște schelete păi, din dulap în Parlament. A spus-o dumneavoastră. Domnule, e adevărat, și sunt foarte secunde. Mulți români. Doamne, nu se schimbă nimic. Știți de ce nu se schimbă nimic? Vedeți dumneavoastră, toate resursele naturale sunt ale companiilor străine. Nu l-am auzit pe domnul Orban spunând ceva vis-a-vis de redevențe. Atenție! Deci redevențele în țară sunt extraordinar de mici. Codul fiscal trebuia modificat conform legii 555 pe 2004 privind privatizarea petrolului pe 10 ani din 2004. Aici vă contrazic, domnul Marinescu. Că nu știți americanii subiect, nu știți subiectul. Nu știu subiectul. Nu, americanii s-au retras din Marea Neagră pentru că au descoperit niște zăcăminte mult mai profitabile în Doamne, altă parte. Vorbim de altceva. Vorbim deci, de altceva. Resursele vorbim noastre din Marea Neagră n-are cine să le exploateze. Aveți răbdare că o să le ia, o să bat. Bun. Deci vorbim pe acte. Dacă vreți le am și vi le arăt. Bun. Din 2014 trebuiau renegociate redevențele la țiței și la gaze. Pentru cine nu știe, atenție, în Norvegia, în Marea Britanie sunt de 40-50-60%. La noi, doamne, știți de cât sunt? Că văd că le știți pe toate. Subiectul ăsta păi nu le știți, nu le știți. Am studiat deci subiectul este, nu, doamne, eu am deci făcut una este să negocieze o babă și alta este să negocieze una de 20 de ani. Când bine, e vorba de căsătorie. Deci, vreau să revin pentru că trebuie să luăm muzai, o pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, dar ne revedem după aceea. Mulțumesc, domnule Marinescu, pentru partea a doua emisiunii. Eu vă spun în continuare, asta în caz că mă auziți. Vorbim după pauza de publicitate și despre un alt subiect important, doamnelor și domnilor, și anume despre dosarul Revoluției. Ni se va alătura în platou domnul Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie.